În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu te întrista, n-a dormit, n-a murit, ci doarme. Iubiți credincioși, iată-ne într-o generoasă zi de toamnă în care Sfinții Părinți au rânduit a ne așeza ca într-un pelerinaj pe lângă Mântuitorul care astăzi este surprins, înconjurat de mulțimi. Spune Sfântul Evanghelist Luca că Mântuitorul era înconjurat de mulțime multă și a venit la el Iair, mai marele sinagogii, și l-a rugat pentru singura sa fiică să vină la el acasă pentru că este bolnavă. Și Mântuitorul a spus că vine, numai că mergând spre casa lui Iair, o femeie care avea de 12 ani scurgere de sânge și nu putea să fi vindecată de către niciun medic, s-a atins de poala hainei Mântuitorului și îndată s-a vindecat. Și Mântuitorul s-a întors și a întrebat: cine este cel care s-a atins de mine? Și spune Sfântul Evanghelist Luca, pentru că toți tăgăduiau, nimeni nu recunoștea, Petru a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și tu întrebi cine s-a atins de mine. Mântuitorul a spus: s-a atins de mine cineva pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. Și atunci, femeia care a văzut că nu poate să fie ascunsă fapta ei, a recunoscut în fața tuturor cum că este bolnavă de 12 ani și nu putuse fi vindecată de către niciun doctor, dar cum s-a atins de haina Mântuitorului, s-a și vindecat. Între timp au venit din casa lui Iair un slujitor care i-a spus mai în șoaptă lui Iair: nu mai osteni pe învățătorul, fiica ta a murit. Dar Mântuitorul, auzind, a zis: nu te teme, n-a murit, ci doarme. Și mergând spre casă, a poruncit să iasă toți afară și a intrat numai cu Petru, Iacov și Ioan, cei cu care avea să fie și pe muntele Taborului, grupul restrâns, Iair și soția acestuia, și a început să se roage. Toți își dădeau coate, spunând că nu mai are ce să-i facă, pentru că știau cu toții că murise. Atunci i-a dat pe toți afară și s-a atins de fiica lui Iair și a spus: fiică, trezește-te! Și ea s-a trezit. A poruncit să-i se aducă ceva de mâncare, i-au dat de mâncare și el a mers mai departe. Iubiți credincioși, de foarte multă vreme stăruie în mine multe și multe probleme ridicate de aceste fapte petrecute în timpul Mântuitorului. Mai ales că v-am mai spus și altădată despre cum prezintă Sfinții Părinți aceste învieri, cele trei învieri din morți ale Mântuitorului, săvârșite de Mântuitorul în afară de propria sa persoană. Am spus de foarte multe ori cum că această situație în care ne aflăm astăzi cu fiica lui Iair este moartea adusă de păcat pe care îl săvârșim, și încă acel păcat nu ajunge să fie o obișnuință. Apoi moartea fiului văduvei din Nain, când sicriul era deja dus spre îngropăciune, ne vorbește despre păcatul care rămâne mult timp în noi. Apoi despre învierea lui Lazar, celui a patra zi înviat din morți, ne vorbește despre stăruința în care păcatul rămâne cu noi. Dar iată că astăzi aș vrea să vă vorbesc despre altceva. Și anume mă gândesc că atât fiica lui Iair, cât și fiul văduvei din Nain, cât și Lazar, după ce au fost înviați, e clar că au trăit, dar acum nu mai trăiesc, înseamnă că au murit din nou. Ei, ce ne face pe noi să nu trăim bucuria aceea
a vieții noastre de după înviere. Dacă este vorba de un păcat, cu siguranță că fiecare păcat care vine asupra noastră este o moarte. Și fiecare dezlegare primită prin mâna duhovnicului este o înviere. De ce nu suntem în stare să vedem cum se trăiește după moarte și după înviere? O să spuneți că e ceva mai complicat, că dacă am înviat din morți ar fi altceva. Păi nu, fraților, chiar înviem din morți. Și mi-am propus ca astăzi să vă rețin atenția puțin asupra unui aspect pe care nu l-am mai discutat niciodată. Cum suntem noi, cei de după înviere? Merităm învierea sau nu? Și al doilea aspect, cum vorbim cu morții vii? Și să o luăm de la început. Uitați-vă în jurul dumneavoastră la colegi, la profesori, la părinți, la copii, la nepoți și să-mi spuneți mie cu mâna pe inimă dacă nu cumva constatați, dacă sunteți mai atenți așa, că nu mai sunt cei de ieri, nu mai sunt cei de alaltăieri, nu mai sunt cei de acum 10 ani cu siguranță. Cei care au fost pe la întâlniri de 10, 20, 30, 40 de ani de la terminarea liceului sau a facultății au constatat, în afara locurilor goale din bănci, au constatat că sunt anumiți colegi care nu mai arată cum erau, înseamnă că nu mai sunt aceiași, s-au schimbat. De ce nu putem să-i considerăm că au murit cei cu care am fost noi colegi și ne întâlnim acum cu niște oameni înviați, cu alți oameni? Pentru că nu suntem atenți. Eu mă uit în familia mea, în casa mea și îmi dau seama că fetițele mele care aveau 3 ani și 4 ani când am venit eu și am fost instalat în biserica aceasta, e clar că au murit. Nu mai sunt aceleași. Mi-a dat Dumnezeu acum bucuria ca nepoata să fie de vârsta fetelor mele pe care o aveau atunci când am fost eu instalat în biserica noastră. Și m-am gândit să vă propun a vedea cum stau lucrurile cu moartea, cu învierea și cu viața. N-aș vrea să fac o legătură forțată între cuvântul meu de vineri, când v-am vorbit despre cutremur și ce s-a întâmplat azi dimineață, dar trebuie să mă învârt așa puțin pe lângă el ca să înțelegeți ceva. Orice cutremur este o parte dintr-un mare cutremur. Și cu cât este mai deasă această repliciticitate a lui, cu atât putem să fim mai siguri că cel mare nu ne va surprinde așa de tare. Așa este și cu viața noastră. Dacă rupem din moartea finală, să zicem așa, moarte de fiecare zi, moartea finală nu va mai avea aceeași intensitate. Pentru că am început deja să ne mișcăm, am început deja să înțelegem faptul că suntem datori, ca după fiecare vizită la biserică, după fiecare împărtășanie mai ales, să considerăm că am înviat. Vă imaginați că s-a schimbat viața lui Iair, a soției lui, mai ales a fiicei lui, după ce a înviat fata aceasta. Puneți-vă numai pentru o fracțiune de secundă în locul lui Iair. Fiecare dintre noi am avut în viață persoane dragi aproape de final și foarte multe dintre ele s-au dus, chiar au jucat finala. Imaginați-vă numai despre un singur caz că nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. N-ați trăi altfel, nu ați fi entuziasmați mai mult pentru a trăi fiecare clipă altfel decât ați făcut-o până acum. V-am mai propus acum, cred că vreo 2-3 luni, să trăiți măcar jumătate de zi care ne-a mai rămas din duminica aceea, ca și când ar fi ultima. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați ținut acest canon, eu personal vă spun că l-am ținut și mi-am dat seama că mai am foarte multe de făcut, nu știu dacă mai ajunge încă o viață ca să concentrez ziua aceea, dar să știți că în mare parte chiar am concentrat. Ca să înțelegeți mai bine, sunt programele acestea de arhivare.
când ia un document de câteva sute de mega, un giga și îl face mic, 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 încât după ce crezi că l-ai șters, totuși rămâne acolo unde a fost memorat. Așa este viața noastră. Trebuie să o concentrăm ca și când astăzi este singura zi, singura șansă pe care o avem. Și acum să trecem la partea cealaltă și mai interesantă. Vorbirea cu morții vii. Mulți dintre cei care mișună pe lângă noi sunt morții de alaltăieri. Pentru că acum sunt niște oameni vii, înseamnă că sunt morții de alaltăieri sau de acum 10 ani. Ne întâlnim cu un coleg și nu-l mai recunoaștem. Acum să vă descrițez puțin, să spune că odată o doamnă bine s-a dus la stomatologie și înainte de a intra a observat că numele medicului stomatolog seamănă foarte mult cu unul al unui coleg din liceu, trecuse ceva vreme, v-am zis că doamna era bine, nu v-am zis vârsta, că nu se zice vârsta doamnelor. Și a zis, măi, totuși, hai să vă, poate chiar el. Știu că vroia, îi plăcea chimia, hai să vedem, poate o vedea la medicină, la stomatologie, să văd. Când vede, intră, nu prea a avut curaj să-l abordeze din prima, pentru că a văzut un chelios, mic și gras, care însă după accent i-a adus aminte că e posibil să fie chiar colegul ei de liceu. Și a îndrăznit până la urmă. Zice, mă, voi face o gafă, noi face o gafă. Arată mult, mult, mult în vârstă față de mine, dar hai să încerc totuși. Nu vă supărați, cam prin anii 60-70. Pe unde ați învățat? Și pe la ce liceu? Cam în ce bancă ați stat? Încet, încet s-a dat seama că el este. Deci știți, cred că ne cunoaștem din timpul liceului. Și el a spus, doamnă, mulțumesc. Și eu am o vagă impresie, dar nu mai știu ce materie ne predați. Părerea de sine, să știți că este o problemă foarte interesantă și de asta trebuie să învățăm acum cum să vorbim cu morții vii. Nu e niciun sacrilegiu, nu e nicio problemă delicată, ci pur și simplu pornesc în această discuție cu faptul că mi-aduc aminte din viața părintelui Cleopa, deși au trăit și alții părinți în Pateric, în secolul IV, aceeași experiență. Atunci când s-a dus la mănăstire, starețul i-a zis, ce-i cu tine? Păi vreau să intru aici. Da, bine, uite, stai la poartă aici și bați cu toiagul în piatra asta de aici. Și a venit peste 3 zile starețul și l-a găsit pe părinte tot bătând. Deci, și ai făcut ce ți-a zis? Da. Ai dat cu toiagul? Da. Și piatra ce a zis? Nimic. Mai stai. A mai ținut vreo 2 săptămâni, a venit iar și i-a spus, știi de ce te-am pus să faci asta? Și nu, eu am făcut ascultare. Ce nu, nu, ca să înveți, că așa trebuie să trăiești și tu de acum înainte. Toți care dau cu tine de gard, sau dau cu băta în tine, să nu audă din partea ta nimic. Asta înseamnă încet, încet, să înțelegem ce înseamnă să vorbești cu morții vii. Și ca să înțelegi și mai bine, se spune că într-o obște era statornicit un obicei. În noaptea de Paști, după slujbă, cel care intra în anul respectiv în mănăstire și nu știa tradiția, că n-avea de unde să o știe, nu erau atunci site-uri să spună la mănăstirea cu tare, e obiceiul cu tare, era trimis în grotă, în osuar, acolo unde afla craniile înaintașilor bine cremuite, lustruite și numerotate, inventariate și înmatriculate cu numele fiecăruia și să le ureze și lor Hristos a înviat. Înțeles că dacă se duceau așa, vedeau acolo atâta mulțime de oase, probabil că în viața lor nu văzuse atâtea. Unii se speriau, alții strigau, alții urlau, alții plecau și într-un an, un ucenic a fost trimis acolo, dar în spatele lui, probabil ca să conspecteze diverse atitudini, a venit un călugăraș cu un carnețel. Și când a intrat ucenicul, a zis, așa se face, așa ați făcut toți, așa au făcut toți.
A zis, Hristos a înviat. Și s-a auzit de către craniile acelea, adevărat a înviat. Acum a speriat, nu mai era el, era cel cu caietelul care a dus și a și scris acestea în pateric. Ce vreau să vă spun? De multe ori în față ni se pare că e cineva mort. Și avem dreptate de cele mai multe ori. Adică n-aude, nu vede. Ce să facem cu omul ăsta? E un fel de craniu lustruit, așezat, înmatriculat, cum am spus, etichetat, care stă însă în o funcție. Cum vorbim cu el? Vorbim exact cum a vorbit călugărul acela. Cu convingerea că deși nu dă niciun semn vital, vital sufletește, dacă noi îl vom resuscita cu credința și cu nădejdea că ceea ce îi spunem va asculta, cu siguranță că o să înceapă să ne răspundă. Asta este marea taină, a vorbi cu morții vii. Credința din noi potențează necredința sau indiferența sau tot ce au ei și o aduc spre o nouă lumină. De aceea, atunci când vedem pe cineva care ne cheamă sau ne spune păsul cuiva, da, când ne spune păsul, el are pe masă trei telefoane și pe unul, la unul dă un SMS, la unul se uită pe Facebook, aici numără câte like-uri, zice, da, zici că te ascult. În momentul în care noi chiar avem o problemă și credem noi înșine în acea problemă, mesajul nostru îl va face pe acela să fie atent la noi. Dar dacă noi ne pierdem și ne gândim așa rațional vorbind, știți că rațiunea este primul dușman al fericirii, păi ce să-i mai spună ăstuia dacă învârte telefoanele? N-am nicio șansă. Dacă noi depășim acest prag rațional, cu siguranță că vom face ca cel care ne-a luat în seamă atât de puțin, îl vom face să fie atent prin ce? Prin credința și mai ales încrederea că mesajul nostru este un mesaj viu. Și când se întâlnește viața cu moartea, este ca la matematică. Cu plus, cu minus, aici problema este următoarea. Întotdeauna când este viață cu plus, anulează moartea. Începe celălalt să-și deschidă și urechea către tine și din mortul acela viu devine viu, viu. Nu mai e mort, viu. De aceea, iubiți credincioși, mesajul Evangheliei de astăzi, în care suntem martorii unei vindecări pe de-o parte, acelei de 12 ani neputincioasă, și al unei învieri din morți, este acela că noi trăim și murim în același timp. Suntem vii sau morți după credința pe care o avem înăuntru. Dacă mesajul nostru nu ajunge la celălalt, cu siguranță că nu e de vină cel care ne ascultă că nu are urechile bine ciulite, ci este problema noastră că nu am emis, nu a lui că n-a recepționat. Problema noastră este următoarea, însă. Mă uit așa ce distanță îi pun acolo. Strict degeaba. În acel moment mi-am distrus tot mesajul pe care am să-l transmit. Dacă înaintea mea stă această iminență a eșecului, cu siguranță că acel eșec vine peste mine, ca o avalanșă. Dar dacă pe mine nu mă interesează cine are urechi de auzit, acela să audă, înseamnă că mesajul meu merge mai departe și face din cel pe care toată lumea îl vede mort să învieze pentru mesajul meu. Mesajul, să știți că nu este neapărat o dorință a noastră ca să ne facem înțeleși. Nu, mesajul nostru poate să fie inclusiv o cerere sau o avertizare că se întâmplă ceva. Se spune că odată un călugăr și-a trimis ucenicul în pădure să-i aducă ceva și la un moment dat, el stând la rugăciune,
a avut o viziune că acel călugăr al lui, pe care îl știa așa mai neputincios, să zic, se afla sub o stâncă, îl luase somnul și peste stânca aceea deja se prăvăleau alte stânci. Și în rugăciune fiind, a strigat: Moise, pentru că așa îl chema pe ucenic. În acel moment s-a trezit Moise și a scăpat de pericol. Și i-a spus părintelui când a venit: uite, părinte, ce am pățit, trebuie să mărturisesc că m-a luat somnul, dar te-am auzit pe frăția ta strigându-mă și m-am trezit. Vă imaginați că distanța nu permitea niciunui sunet, niciunui plămân uman să treacă dincolo și să audă într-adevăr ceea ce a auzit cel strigat. Așa se întâmplă și cu mesajul pe care îl avem. Dacă avem credința că nu ne trebuie amplificare pentru niciun mesaj de-al nostru, cu condiția ca mesajul să fie sincer, cu siguranță că acel mesaj va fi recepționat de către cel care trebuie. Cine are urechi de auzit, să audă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.